jucat soarta meciului la paradele tale din minutul 45? Bună seara, în primul rând. Da, a fost un moment foarte important al meciului, deoarece dacă luam gol la faza aceea, se făcea 2-0 și era greu să mai întoarcem scorul. Adrian Mitutelu spunea că nu există un play-off perfect, nu are exista un play-off perfect fără FCU Craiova. Voi ce simțiți? Tu? Da, în momentul de față, părerea mea este că suntem o echipă foarte bună, avem un fotbal frumos, un joc foarte frumos, plăcut ochiului și asta ne-ar face să fim și noi acolo în primele șase. Vă motivează și mai mult acum ceea ce s-a întâmplat la Sfântul Gheorghe, având în vedere că pe Sepșia ați putea să o depășiți? Da, ne motivează, vă dați seama. Noi încercăm să luăm, cum v-am spus, tot timpul, fiecare meci să luăm în parte, să luăm maximum de puncte și vedem la final unde o să fim. Ești talismanul echipei? De când ești în parte, echipa e nimic. Talismanul echipei, e greu de spus. Eu încerc să-mi fac treaba la fiecare meci, să mi ajut echipa din câte pot. Îmi pare rău că n-am scos și prima fază, primul gol. Încerc să-mi fac treaba cât pot de bine și asta este tot. Ai avut emoții cu galeria, că va fi evacuată, că vor opri meciul? Nu, n-am avut emoții, că sunt niște băieți foarte ok, își fac treaba și ei cât mai bine, ne susțin, mulțumim pentru susținere, pentru tot, își fac treaba și să fie alături de noi în continuare pentru următoarele meci. Sunteți o echipă puternică, așa cum spunea Florin Prunea? Suntem o echipă puternică. Vă dați seama, suntem o echipă puternică. Ne facem jocul, alergăm din primul minut până în ultimul, suntem determinați. Și asta ne face să fim o echipă puternică a campionatului. Pe cine ai vrea să bați în play-off, dacă veți ajunge acolo? Dacă ai pe cineva, în mod special? Nu, n-am nicio echipă specială să câștig contra ei. Sunt foarte multe echipe bune în primele 5 echipe ale campionatului, sunt foarte multe echipe bune și va fi un play-off foarte incendiar, părerea mea. Ce dorești? Fotbal și șampanie sau fotbal spectacol? Fotbal și șampanie. Mersi. Doamne ajută, sănătate. Mersi. Mai bine.